Salutare tuturor și bine-am găsit la un nou episod din CS GO! Știi când te puteți vedea, m-am tuns. Da. Așa o să fac videoclipul și hai să începem. Nu glumesc, stai puțin. Înainte de a începe acest episod, vreau să vă prezint tricoul cu Hymen pe viață de pe Letrico. Aveți link în descriere. Și astăzi o să discutăm despre un subiect mai delicat. Școala. Da, de ce vreau să vorbesc despre școală și de ce vreau să fac un videoclip mai educativ? Am să vă spun imediat. Ieri a fost deschiderea de la Mercur și am fost cu Roland și mai mulți prieteni. Am zis să vedem cine ce e acolo. A cântat Delia, a fost super mișto. N-am stat la concert, m-am dus sus pentru că s-a deschis și Starbucks, s-au deschis mai multe chestii. Bine, încă nu s-au deschis, dar o să se deschidă. Și am ieșit din Mercur, adică din mall, și mă trezesc cu 20 de fani de mei. 20 de pinguini, să le zic așa. Au venit să facem poze și erau și cu mămicile și mi-au spus mămicile să fac și eu ceva educativ, pe lângă faptul fac CSGO sau alte jocuri, să încerc să fac ceva educativ, adică să vorbesc despre un anumit subiect care să fie așa, nu știu, să dau niște sfaturi, să zic așa. Și am zis, de ce nu pot să le combin, adică pot să fac și CSGO și să vorbesc și despre un anumit subiect. Din câte puteți vedea, suntem acum pe surf. Și o să discut despre un subiect care este foarte la inimă pentru mine, școala, bineînțeles, și liceul. De fapt, liceul mai mult, nu cred că am nicio problemă cu liceul, numai că sunt anumite probleme. Cred că în fiecare liceu sunt profesori pe care nu-i suportați deloc și profesori la care v-ați duce la ora lor, nu știu, de drag, frate. Cel puțin toți profii mei, deci toți profii mei sunt super ca lumea, doamna directoare, nu mai zic că e... O persoană de nota 10 te ajută în orice, frate. Și asta vreau să vă spun, că anul ăsta a venit a venit o profesoară, să zic așa, că nu știu dacă se poate, nu e profesoară. A venit o profesoară în locuitoare, să zic, a fostii noastre profesoare de psihologie, da? Bun, a venit aici în al doilea semestru sau în primul semestru? În al doilea semestru a venit. În primul semestru am avut o profă tot așa ca lumea. A venit în al doilea semestru. Efectiv a venit cu ceartă, cu scandal. Că tu de ce porți ceapră în cap? Că tu de ce ai căciulă? Că de ce ai fular la gât? Că erau răciți, probabil, zic și eu. Că dacă nu vă dați jos șepcile și vă duc la directoare. Haideți, doamna, duceți-ne. A, că nu vă duc acum, că nu e doamna directoare, nici eu. Bun. Am trecut peste chestia asta, cu amenințările, pentru că ne-a amenințat și mai multe chestii. Am zis, ok, e tipa e normală, n-are nicio problemă, e psiholog, nici nu ne demoraliza. Bine, pe noi nu, pentru că eu sunt în clasa 10-a și am niște colegi mai ca lumea și nu punem botul la chestii de ăștia. Însă, a venit timpul când să dăm noi tezele, fraților. Am dat tezele, pentru că noi dăm teze la română, la mate, la engleză și la psihologie. Bun, am dat teza la psihologie. Toată clasa a dat teza la psihologie, am scris acolo tot, am dat tezele, efectiv, la teză, a ieșit afară din clasă, vorbea la telefon, citea o revistă, nu știu ce revistă, și chestii de astea neimportante pe care un profesor nu le face în timpul unei teze. Și am zis, ok, am dat tezele, peste o săptămână întrebăm noi pe profă dacă ne-a corectat tezele. Cine zice profa? A scopiat! Așa, fără motiv, adică a scopiat, știi, v-am anulat tezele, a scopiat. Și m-am gândit eu mai bine, băi, frate, nu are voie să anuleze tezele când nu e cu noi în clasă, adică trebuie să ne vadă că am copiat, ca să aibă argumentul ăla, nu se duce acasă și își dea seama că am copiat, adică e... Ți erau subiectele diferite, i-am spus să compare teza mea cu orice teză din clasă și na, a refuzat, efectiv. Și... i-am spus domnului diriginte, pentru că avem un dirig super ca lumea, i-am spus domnului diriginte și l-am întrebat dacă este voie să se anuleze tezele. A spus că nu știe sigur, dar n-ar fi logic să se anuleze tezele. Și am zis ok. Și am aflat că este ilegal să anulezi niște teze de capul tău. Adică, efectiv, să anulezi tezele acasă. Le anulezi când vezi pe cineva că copiază. Adică, în fața, uite, tu ai copiat, îți anulezi teza, dai altă teză să iei 2. Dar nu la toată clasa. Dar nu la toată clasa. La tot liceul, de fapt. A anulat toate tezele la tot liceul pe motiv că au copiat. Bun. N-am dus la alte clase, am vorbit cu ei, bă, ce ați dat teza, ați copiat? Nu, n-am copiat. Așa a zis profa, că am copiat și dăm teza din nou. Bine, mă. Dau ei teza din nou, dăm toți teza din nou, a doua oară. O fată de la mine din clasă s-a gândit să ducă singură
n-a făcut bine că s-a dus singură. S-a dus singură la doamna directoare și i-a spus problema asta. Și doamna directoare a rămas uimită pentru ce s-a întâmplat, adică un profesor să anuleze tezele și pe lângă faptul că a dat 1, nota 1 la o clasă de a 8-a, săracii având examenul și cred că toți aveți examen, probabil, nu chiar toți, dar majoritatea ați trecut prin examen sau o să aveți examen și să demoralizezi așa copiii că vrei tu, că altceva n-ai de făcut acasă decât să le dai unul și ți se pune ție așa pata, eu zic că ești perfect normală, nu ai nevoie de un medic sau ceva. Dar să trecem peste chestia asta. Peste o săptămână, două, mă duc și la doamna directoare și spun ce s-a întâmplat cu tezele, cu nu știu ce. În momentul la directoare i-am explicat ce s-a întâmplat și doamna directoare îmi spune că au venit o grămadă de părinți să depună reclamație la profa de psihologie și am aflat că ea de fapt este consilier. Bun, s-a deschis o anchetă pe numele profei de psihologie și am înțeles că, da, holy shit, asta a fost și reacția mea când am aflat că s-au onorat tezele. Doamna directoare ne-a spus că o să se rezolve totul și probabil notele de unul de la copii de clasa 8 o să se anuleze pentru că au fost niște note date aiurea. Tezele la fel. Cred că o să se pună primele teze pentru că nu este voie să dai două teze, adică să le anulezi fără să fii, să le anulezi de față cu elevii în clasă, să zici tu ai copiat, îți anulezi teza. Adică să duci acasă și să te gândești tu să anulezi. Bine, uite, să zicem că anulat, adică la un copil teza acasă. Ziceam, ok, am trecut peste, anulat la un copil, asta e. Să zicem că a anulat adică la clasa noastră. E, asta e, anulat la clasa noastră. Nu, a anulat la tot liceul, la clasele noastre de a 10-a. La ce, de la ce mi se pare și la sau nu știu ceva de genul. Și da, asta vreau să vă spun, nu știu dacă ați înțeles ceva din ce v-am zis eu acum. Și tot ce vreau să vă spun, că voi puteți să rezolvați orice problemă la liceu, fie că aveți probleme cu colegii voștri, că vă amenință sau ceva de genul, fie că aveți vreo problemă cu un profesor, dacă sunteți uniți în clasă și dacă aveți un director sau o directoare super ca lumea, se rezolvă super ușor toate chestiile. În caz că n-aveți, tot o să se rezolve, trebuie să găsiți o cale de rezolvare, pentru că sistemul din România este super, super de... Dar v-am spus, am niște profesori super ca lumea, ea este singura profesoară pe care, sincer să fiu, n-am suportat-o în viața mea și nu o să suport și pot să spun asta, poate să vadă și doamna, chiar nu mă interesează ce o să zică și n-are ce să-mi facă, pentru că am tot dreptul să fac acest videoclip. Deci chiar aștept amenințări, să zic așa. Și v-am zis, am niște profesori super ca lumea care chiar își dau silința, adică chiar vine la liceu și te învață, nu ca profa de psihologie care vine la liceu și dă decât teste aiurea și se înjură cu elevii de clasa 8-a și mai multe chestii pe care le-am auzit eu. Și cam ăsta a fost videoclipul, știu că a fost lung, nu știu dacă o să-l editez sau nu, însă sper că ați înțeles ceva ce am vrut să zic eu. A fost puțin chiptisitor, dar știu, pentru că e un episod pe care n-am mai făcut până acum, dar sper că e ok, da? Noi auzim data viitoare. Vreau să filmez acum și un episod la GTA 5 cu update-urile noi, dacă vreți să vedeți și acel episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și nu uitați că aveți tricouri cu Highman pe viață în descriere, 49 de lei, foarte ieftine. Și noi ne auzim data viitoare. Ciao!